pas de nenorocire. O femeie de 27 de ani și fetița ei de numai 10 luni au fost rănite după ce o țeavă de la conducta de apă a explodat din cauza presiunii înalte. S-a întâmplat în această după-amiază pe strada Vasile Alexandrii din capitală. Din fericire, victimele nu au avut nevoie de internare. Îngrozit, bărbatul din imagini povestește cum și-a adus soția și fiica la o consultație medicală la o clinică privată. Au parcat mașina la intersecția străzilor Alexandrii și Alexandru cel Bun. Când au ieșit din automobil, o bucată mare de țeavă a zburat într-un gard din apropiere și a ricoșat direct în roata vehiculului. Nu mă ne-am coborât de mașină, s-a produs explozie, s-a dat metalul și a lovit copilul. Repejor am trimis copilul la spital, m-am dus acolo să văd cine e responsabil de lucrare, de șantier, niciun răspuns concret. Femeia a îngenunchiat ca să-și protejeze micuța și se pare că țeava a trecut milimetric pe lângă cele două. Victimele au fost transportate la centrul mamei și copilului. Au fost consultate de medici, după care li s-a permis să plece acasă. Copilul și mama, ambii în stare satisfăcătoare, au fost examinați clinic, paraclinic, ecografie. Oamenii din Preajmă spun că au rămas îngroziți când au auzit bubuitura. Aici a fost o zrâvșatcă concret, nu pot să-mi vin în șiring. S-a ridicat și locul din pământ, s-a oprit în gardul și la ea și s-a oprit în mașină. Și așa când am ridicat în deală și era în mașină. Tocă ne vârșit, mașină, truba a vărit la toată canalizația, tot și remont ne работă. Труба за машиной стоит. Он ударил забор, разбил забор и уперлась. И пролетела между ним и ребенка. Ребенка жена зашибла вниз, уже скоро забрала. Статьям...